Care este scopul acestei conferințe de presă în spiritul transparenței și al nevoii de informații de bună calitate? Vrem să vă facem cunoscută poziția pe care Banca Națională a României a transmis-o președintelui asupra legii dării în plată. Suntem aici pentru că vrem o lege mai bună pentru cei care chiar au nevoie să fie ajutați. E un efort comun în care, desigur, Parlamentul are un rol fundamental. Sunt, aș spune, optimist. Avem același scop, rămâne să trasăm corect drumul pentru a fi siguri că nu punem sacii în căruța care e deja plină. BNR este implicat în această dezbatere în baza mandatului său instituțional. Mandatul este stabilit prin Statutul Băncii Naționale și cuprinde o serie de obligații în raport cu societatea, în raport cu instituțiile publice, incidente în cazul de față. Aș menționa dintre ele obligația de asigurare a stabilității financiare, obligația de reglementare și supraveghere prudențială a instituțiilor de credit, obligații bine cunoscute și care țin de esența mandatului BNR, de asemenea obligația de raportare instituțională, poate mai puțin cunoscută și atunci am să fiu mai explicit aici. Potrivit statutului, articolul 3, orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale care privește domeniile în care Banca Națională a României are atribuții, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Naționale a României. Potrivit procedurilor parlamentare, se numește punct de vedere. Modul în care Banca Națională a cooperat instituțional cu Parlamentul României și cu Guvernul în legătură cu acest proiect de lege este prezentat în detaliu în documentele care v-au fost distribuite. Vedeți acolo punctul de vedere exprimat de Banca Națională și, de asemenea, o listă cu dezbaterile parlamentare la nivel de comisii la care reprezentanții Băncii Naționale au fost invitați și au exprimat acest punct de vedere. De asemenea, Banca Națională are obligația instituțională de a pune la dispoziția societății informații și date de bună calitate care să permită societății să facă judecăți și să ia decizii corecte. Toate aceste obligații, desigur, urmează a fi îndeplinite în cadrul general de acțiune al Băncii Naționale, ce presupune asigurarea stabilității prețurilor și a sănătății monedei naționale. Banca Națională are trei tipuri de argumente pe baza cărora propune președintelui României o decizie de retrimitere a legii către Parlament ori de și sau de verificarea constituționalității acesteia. Sunt argumente de stabilitate financiară, argumente de ordin juridic și argumente de natură etică. Voi începe cu discuția despre argumentele de stabilitate financiară și simt nevoia să fac câteva clarificări terminologice privitoare la noțiunea de credit ipotecar, pentru că atât în fundamentarea proiectului de lege, cât și în dezbaterile publice, această noțiune, precum și o serie de cifre privind estimări ale numărului de debitori, au fost vehiculate fără suport, riscând inducerea în eroare a opiniei publice. Vrem să corectăm acest lucru. Se pot identifica, astfel, trei categorii de credite cu garanții sub formă de ipotecă. Creditul ipotecar, creditul propriu-zis pentru achiziția de locuințe, este acel credit la care imobilul cumpărat se constituie ca ipotecă. A doua categorie, creditul pentru alte investiții imobiliare, este creditul obținut prin punerea garanție a unui alt imobil, banii obținuți urmând a fi folosiți pentru construcția unei clădiri. În sfârșit, există alte credite cu garanții imobiliare și ele au garanții sub formă de ipoteci, dar ele sunt credite destinate consumului, descoperiri de cont, credite pentru societăți comerciale și așa mai departe. Conform situației de la sfârșitul lunii octombrie 2015, se aflau în derulare 491.600 de contracte de credit cu garanții ipotecare sau imobiliare, acordate unui număr de 459.347 de debitori. Unii debitori au mai mult de un credit. Din totalul acestor credite, numai 37% erau credite ipotecare, deci credite destinate achiziției de locuințe. Diferența, 63%, sunt credite pentru investiții imobiliare sau alte credite cu garanții imobiliare. Din totalul celor care și-au achiziționat o casă, deci cei 37%, 3.742 de persoane fizice au restanțe de peste 90 de zile, acestea fiind cel mai probabil persoane aflate în reală dificultate financiară. Restul restanțelor, aproximativ 14.500 de restanțieri persoane fizice, peste 90 de zile restanțieri, apar la celelalte două tipuri de credite, la creditele pentru dezvoltări imobiliare, la creditele de consum garantate cu ipoteci. Desigur, sunt și alți debitori cu restanțe sub 90 de zile, precum și buni platnici, care își achită cu greu ratele scadente și au nevoie de sprijin. Suma restantă totală la creditele cu garanții ipotecare este de 3,9 miliarde de lei. Dintre aceștia însă doar 702 milioane, 18%, sunt restanți la creditele ipotecare, la creditele pentru achiziționarea unei locuințe. Vedem de asemenea că 1317 persoane au luat credite cu valori între 150.000 și 500.000 de euro, 60 de persoane credite între 500.000 de euro și 1 milion de euro, 21 de persoane între 1 și 2 milioane de euro, 4 persoane peste 2 milioane de euro, iertați-mă. Aceste date indică faptul că există credite pentru care nu se justifică o funcție de protecție socială a legii. Mai mult, se observă că pe măsură ce crește valoarea creditului, se înrăutățește disciplina de plată. Riscul de neplată, neperformanța, crește de la 1,7% pentru creditele ipotecare sub 150.000 de euro, până la 47,6% pentru cele peste 2 milioane de euro. În forma actuală, pe baza analizelor pe care specialiștii noștri le-au făcut, legea poate genera risc sistemic, implementarea acesteia afectând stabilitatea financiară și funcționarea instituțiilor de credit și putând conduce la costuri pentru contribuabili. Vom putea discuta și mai în detaliu despre aceste analize, trebuie să vă spun însă că ele se bazează pe evaluări mai curând optimiste, întrucât nu pot lua în acest moment în calcul decât efectele de primă rundă ale legislației. Mai mult, și încă un element în mod evident neluat în considerare la momentul elaborării legii, deși legea se referă atât prin expunerea de motive cât și formal, aparent prin text, la persoanele fizice și la creditarea persoanelor fizice, din interpretarea, din citirea ei atentă, vom înțelege că ea se va aplica și în numeroase situații pentru creditele acordate societăților comerciale, și anume pentru acele credite la care există un codebitor, persoană fizică, obligat în solidar cu entitatea împrumutată și care a adus o garanție ipotecară. Și în aceste situații, și cazurile practice sunt numeroase, în care s-a cerut, de exemplu, o garanție din partea acționarului societății, persoana în cauză, cerând ea să se libereze, va închide și creditul acordat societății. Repet, sunt convins că este vorba de o consecință neintenționată, dar ea este, subliniez, contrară scopului anunțat și arată care sunt rezultatele unei propuneri insuficient fundamentate. Trecând la argumentele juridice, am să încep cu două elemente de ordin constituțional. Primul, potrivit articolului 53 din Constituție, restrângerea unui drept trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o. Cu alte cuvinte, restrângerea exercițiului dreptului creditorului trebuie să fie pe măsura stării de imposibilitate de plată a debitorului. Dreptul creditorului în relația contractuală pe care o vizează această lege e un drept legitim. Aici nu vorbim de o situație în care dreptul creditorului rezultă dintr-o clauză abuzivă, pentru că în acel caz s-ar aplica legislația clauzelor abuzive. Aici nu vorbim de incidența unui caz fortuit, de o situație externă, imprevizibilă, impredictibilă și care a schimbat complet raporturile contractuale, cum a fost situația creditelor în franci elvețieni. În acea situație este în continuare recomandabilă și necesară împărțirea poverii între bancă și client. Aici vorbim de un caz în care creditorul a finanțat, debitorul a folosit banii respectivi. Și atunci, în ce împrejurări poate fi încălcat dreptul creditorului? Răspunsul trebuie să fie în situația excepțională a debitorului. Iar această situație excepțională de neputință de a plăti, ca orice situație excepțională, trebuie să fie definită și delimitată explicit. Chestiunea a doua de ordin constituțional ține de retroactivitatea legii. Potrivit Constituției, legea civilă prevede doar pentru viitor. Ce înseamnă acest lucru aflăm citind mai departe, de exemplu, Codul Civil. Relația dintre bancă și client este o relație bazată pe un act juridic, contractul de credit. Nu e niciodată o situație juridică, cum s-a mai speculat, nu vreau să intru aici în tehnicalități, lucrurile sunt destul de clare pentru specialiști. Contractul de credit bancar presupune că neretroactivitatea legii înseamnă că legea se va aplica contractelor semnate după intrarea legii în vigoare. De altfel, regăsim această chestiune și în Directiva 17. Aș vrea însă să trec un pic de chestiunea strict tehnică, constituțională, pentru că vreau să explic un lucru. Această prevedere constituțională nu e o formalitate. Ea derivă dintr-un principiu fundamental al coexistenței sociale. Certitudinea contractului, certitudinea cuvântului dat. Această certitudine, această respectare a angajamentelor făcute de oameni e un element fundamental al libertății. Se află aici Lucian Croitoru, care a scris mult pe această temă și vă trimit și la scrierile domniei sale. Riscăm să rupem esența socială a înțelegerii, a contractului, dacă nu respectăm acest cadru. În ce privește Directiva 17, se vorbește în expunerea de motive și s-a vorbit și în susținerea acestei propuneri legislative de faptul că ar fi o transpunere a directivei. Ministerul Afacerilor Externe a clarificat că nu e vorba de așa ceva. Asta nu înseamnă însă că Parlamentul nu are competențe de legiferare. Parlamentul poate legifera dincolo de legislația europeană. Ceea ce vrem să arătăm noi este însă că apar o serie de dispoziții contrare Directivei 17 și aici deja sunt probleme. Astfel, o să vă prezint doar 4 aici. Directiva 17 prevede posibilitatea părților de a conveni cu privire la stingerea datoriei prin dare în plată. Legea reglementează o procedură obligatorie pentru creditor prin efectul voinței unilaterale a debitorului. Al doilea element. Directiva 17 include în domeniul său de aplicare doar creditele pentru bunuri imobile rezidențiale, casa de locuit, în timp ce legea se referă la toate imobilele, terenuri, construcții industriale, construcții comerciale, ansambluri locative, nu doar case de locuit. Directiva 17 are în vedere doar creditele pentru consumatori, iar consumatorul este definit restrictiv ca persoană fizică ce acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale sau profesionale. Această lege nu restrânge scopul său la persoanele fizice, având calitatea de consumator, ci include și pe cei care au scopul de a derula activități comerciale. În sfârșit, chestiunea retroactivității, Directiva 17 prevede explicit că prevederile ei se aplică doar contractelor intrate după punerea în aplicare a acestor prevederi ale directivei, respectiv după data de 21 martie 2016. Legea își propune să acționeze și retroactiv. O ultimă observație de natură juridică se referă la dezbaterile care au apărut după votarea în primă instanță a legii. S-a propus și a existat o discuție solidă în zona publică referitoare la îngustarea aplicării acestei legi către cei care au nevoie, introducerea unor plafoane în aplicarea acestei legi. Și au existat argumente, în special din partea inițiatorilor, că astfel s-ar crea o discriminare neconstituțională, că legea ar deveni neconstituțională dacă s-ar introduce un plafon de avere, un plafon de venit, un plafon de valoare a locuinței. O asemenea susținere este fundamental greșită. Din punct de vedere juridic, egalitatea cetățenilor în fața legii prevăzută în Constituție presupune că legea se aplică în mod egal tuturor cetățenilor care se află într-o anumită situație juridică, nu tuturor cetățenilor cărora legea ar trebui sau n-ar trebui să li se aplice. Dacă e să trecem de la teorie la practică, un asemenea argument că legea trebuie să se aplice în același fel tuturor, ar presupune că întreaga legislație socială din România, care e destinată să se aplice doar celor în nevoie, ar fi neconstituțională, că toate mecanismele de sprijin public destinate celor aflate în nevoie, după criterii de venit sau de avere, toate aceste mecanisme să fie neconstituționale. Evident, este o chestiune care și la nivel de bun simț, nu numai la nivel de constituționalitate, iese din discuție. Trecând în zona argumentelor etice și vorbind despre necesitatea unei legi care să fie corectă, transparentă și să răspundă nevoilor sociale, aș sublinia că în actuala ei formă, propunerea își depășește rolul social în trei dimensiuni. Întâi, ea se aplică oricărei persoane, indiferent de avere și venituri, și indiferent dacă rambursarea creditului îi creează dificultăți sau nu. În al doilea rând, se aplică oricărui tip de imobil dobândit prin credit ipotecar, fie că e vorba de unul cu destinație de locuință, fie că e vorba de terenuri sau dezvoltări imobiliare cu scop comercial. În al treilea rând, se aplică oricărei relații între persoană și proprietate, oricărei situații locative a debitorului, indiferent că debitorul locuiește în imobilul ipotecat sau nu, indiferent că deține sau nu alte soluții locative. Acest lucru nu este moral. Măsurile excepționale și iertarea de datorie este o măsură excepțională, trebuie aplicate numai în situații excepționale, precum este cea a debitorului care riscă să rămână fără locuință datorită imposibilității de a-și plăti creditul. Pentru a păstra buna credință la baza relațiilor sociale, e necesar ca regula îndeplinirii obligațiilor asumate să fie respectată de toți cei în măsură să o facă. În același fel, trebuie să luăm în considerare efectele unei asemenea legislații asupra celor ce vor veni. Cred că din dezbaterea publică din ultima perioadă a devenit un lucru înțeles și acceptat ca o consecință a acceptării legii, așa cum a fost trimisă la președinție. Ea va face cu mult mai greu accesibile creditele ipotecare pentru cei care vor dori să cumpere case în viitor. În cazul creditelor ipotecare acordate în condiții de piață, este probabil că avansul va ajunge undeva între 35 și 50%, ceea ce este de nesuportat. Creditul de tip prima casă va dispărea cu totul, câtă vreme garanția statului nu va mai putea fi acceptată, ea fiind stinsă prin efectul legii în cazul unei decizii de dare în plată. Altfel spus, această soluție legislativă are consecințe dramatice asupra șanselor generației viitoare de a dobândi o casă accesând credit ipotecar. A stârnit multe dezbateri chestiunea sesizării organelor în drept asupra unor eventuale încălcări ale legislației penale în legătură cu inițierea proiectului de lege. Cunoaștem prevederile constituționale referitoare la imunitatea parlamentară. Adoptarea unei legi, întreaga procedură parlamentară legată de adoptarea legii, voturile din comisii și din plen nu sunt, nu pot fi și nu trebuie să fie puse în discuție. Dincolo de aceste limite constituționale, sunt clare prevederile articolului 267 al Codului Penal, privitoare la omisiunea sesizării faptelor constatate de funcționarul public în legătură cu serviciul. Articolul 267 prevede obligația de a seziza și nu de a comenta. Dacă aducerea acestei chestiuni în dezbatere publică a jignit, dacă afirmațiile publice au jignit, îmi cer eu scuze în numele colegilor mei. Am fost parlamentar, am condus Parlamentul, îi cunosc rolul în stat și îl respect. Cred că din această dezbatere avem cu toții de învățat și, în primul rând, măsura. Regretăm dacă în contextul argumentației noastre am jignit pe cineva, nu este maniera Băncii Naționale să jignească. Ce trebuie este să spunem adevărul, inclusiv atunci când acesta este incomod, despre riscurile și vulnerabilitățile ce pot apărea și afecta stabilitatea economică. Dacă această lege, în forma actuală, va produce efecte adverse și instabilitate, dacă va crea nedreptăți, dacă va aduce privilegii necuvenite unora și obligații excesive altora, inclusiv contribuabilului, atunci este vina noastră a tuturor și este vina Băncii Naționale că nu a reușit să convingă prin argumente obiective și raționale. De aceea, și voi încheia cu asta, Trebuie să facem din acest proiect de lege o lege bună. Acestea sunt motivele pentru care am scris președintelui și pentru care am argumentat necesitatea revizuirii acestui proiect de lege în procedurile constituționale. Vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Dacă sunt, vă rog, dacă puteți de la microfon. Bună ziua, Emilia Orescu de la Ziarul Bursa. În primul rând aș vrea să vă rog, dacă nu vă supărați, să mai repetați odată acele cifre care, câte credite au fost date sub 1 milion, peste 1 milion, nu am reușit să mi le notez toate. Asta dacă nu... Le regăsiți în materialul pe care vi l-am distribuit, le aveți acolo. Ok. Și în al doilea rând s-a tot spus că persoanele care ar avea credite mai mici și către care ar trebui să se orienteze această lege, nu neapărat ar veni să-și dea casa. În primul rând ar încerca foarte mult să-și plătească creditul, ceea ce oarecum sunt de acord. Acum, întrebare, ați stat de vorbă și cu unii dintre acești, nu știu, debitori, reprezentanții lor, ca să chiar să vă consultați? Dacă chiar nu ar fi de acord, poate nu e deloc necesară această lege. Sau dacă ar fi de acord, poate reușiți să-i convingeți parlamentari să pună niște criterii. Asta una. Și doi, vreau să mă refer un pic și la partea cu creditele în CHF, pentru că și dumneavoastră ați adus în discuție că în continuare este nevoie să se împartă acea povară. Băncile au început să facă unele programe, nu știu acum unele oferte cât or fi sau cât nu or fi, de vedem ce efecte vor avea. Ideea este că ultima ofertă anunțată în piață este oferta OTP, iar ieri au apărut niște clauze care ar apărea în contractele de conversie și sunt avocați, respectiv este o doamnă avocată Burada care a evidențiat acest lucru, care arată că una dintre clauze spune ceva de genul: dacă peste jumătate de an sau, mă rog, ulterior semnării contractului de către un debitor cu OTP pe această ofertă, contract de conversie, se va aproba legea de conversie în Parlament, atunci reziliem unilateral contractul de conversie. Nu știu dacă, întrebarea mea este dacă nu este o clauză abuzivă această prevedere, să mă lămuriți dumneavoastră, sau dacă BNR se va seziza. Pentru că din nou este unilateral, din nou se va rezilia contractul, iar debitorul acela va fi în situația să ducă înapoi banii pe care eventual acel discount l-a primit de la OTP. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! E prezumțios din partea noastră să spunem dacă o lege este utilă și folositoare sau nu. Avem parlamentari și e responsabilitatea dânșilor să aprecieze acest lucru. Noi putem să le arătăm care sunt consecințele unei legi. Putem să-i ajutăm să-și facă studiul de impact. Dânșii vor aprecia dacă e bine pentru oamenii în nevoie să-și cedeze casa și să rămână fără ea sau nu. Noi nu putem decât să sugerăm soluții de negociere între bănci și clienți, de reașezare a relației între bănci și clienți, de umanizare a creditării, cum am mai spus noi în ultimele zile, care să permită oamenilor în nevoie, în primul rând, să aibă unde locui. Dar acestea sunt lucruri de executare, de implementare, mai curând decât de legiferare. În ce privește propunerile care se fac acum, nu putem vorbi de clauze abuzive pentru că nu e vorba de contracte semnate. Pot fi propuneri care să fie în curs de negociere. Sugestia pe care noi o facem este ca propunerile să fie bune și acceptabile, astfel încât modelul de succes pe care alții l-au implementat în relația lor cu clienții să se extindă. Ar fi extrem de important ca o cât mai mare parte a celor care s-au confruntat cu problema aprecierii francului elvețian să-și vadă problema soluționată prin înțelegeri cu băncile. Am să fac și un comentariu legat de articolul dumneavoastră pe care l-am citit. E o lecție care ne arată nevoia de stabilitate legislativă. Dacă apar deja propuneri de clauze contractuale care speculează asupra unor riscuri legislative, asta ne arată cât de important e în general în țara noastră să avem stabilitate legislativă, astfel încât asemenea riscuri să nu mai fie necesar să fie invocate. Vă rog. Bună ziua, Mihai Baniță de la Profi.ro. Am o întrebare. În primul rând, dumneavoastră spuneți pe de-o parte că această lege nu are niciun fel de criteriu social și se adresează, are o paletate de largă de adresabilitate, că poate fi speculată de oricine. În al doilea rând, spuneți că astfel de propuneri legislative ar fi bune dacă ar avea criterii sociale. Pe de altă parte, spuneți că această lege încalcă și Constituția și Directiva 17. Ce fel de propunere ați vrea să faceți Parlamentului ca să rezolve aceste lucruri? Pentru că dacă îi puneți criterii sociale, tot încalcă Constituția dacă se aplică la creditele în derulare. Încalcă și Directiva 17 dacă se aplică la creditele în derulare. Deci să se aplice pentru creditele care sunt în vigoare la momentul în care va intra această lege în vigoare sau nu? Care e viziunea BNR? Că sunt niște contradicții. Da, o să vă promit, în primul rând, că o să încercăm să facem rost de un stativ mai înalt, ca să nu vă discriminăm. În momentul în care se va lua o decizie de repunere în discuție a acestui proiect legislativ, dacă se va lua o asemenea decizie, aceasta e prerogativa președintelui, suntem la dispoziția partenerilor, la dispoziția Parlamentului, pentru a da sfaturi, pentru a face sugestii referitor la modalitățile în care această lege poate fi regândită. Există un reper în plan european, legea din Spania, unul singur, e o lege extrem de complicată. Poate că vom merge spre acea formulă sau poate că ne vom gândi că e o lege a cărei punere în aplicare durează câțiva ani până să se ajungă la o soluție și găsim o formulă ceva mai simplă, poate mai puține mecanisme prealabile și eventual doar niște plafoane. În ce privește chestiunea retroactivității, și aici se pot gândi soluții, inclusiv aplicarea voluntară a legii de către părți până la, pentru contractele în derulare. Important este să avem un consens la nivelul factorilor decizionali că e necesară reluarea legii în discuție. După aceea, sigur, întotdeauna se pot găsi și formule de compatibilizare atât cu nevoile publice, cât și cu cadrul constituțional și cu principiile unei bune funcționări a societății. Vă mulțumim foarte mult atunci și vă dorim o zi bună. Dacă nu ne mai vedem, chiar sărbători fericite!